Cum ți-ai împărțit mereu timpul și când ai știut că totuși trebuie să te apuci și de afaceri, să duci mai departe? Păi la mine când mă duc acasă, de când intru pe ușă până ies, se vorbește Nu te de întreabă nimeni de afaceri. fotbal. Păi, ba da, dar de afaceri se vorbește. Bunicul meu a făcut afaceri de când se știe și fur de la el. Deci mie îmi place să asist numai la discuții în care e taicul meu, bunicul meu și pot să fur de acolo, dar cred că orice... Când erai mic, erai prin picioarele lor, pe Da, la îți dai seama, fabrici, mă pe la... duceam pe acolo cu ei împreună. Așa, le-am prins toate de când a început. Ca atunci, pe vremea lui Ceaușescu. Bine, nu știam eu chiar, aveam 3-4 ani, dar deja de la 7-8 ani știu cam tot ce s-a făcut și bunicul meu m-a dus la fotbal pentru că, na, taicul meu fiind fotbalist, și normal că și-a dorit să joc și eu fotbal, dar nu m-a forțat niciodată. Mi-a zis, mergi cu școala în paralel până când pot și dacă alegem, ori școală, ori fotbal. Și deja pe la 14-15 ani eram cu loturile naționale și mai făceam față cu școala, că eram plecat numai prin turnee, prin cantonamente și atunci mi-au zis, mă, mergem la liceu sportiv, că nu avem altă soluție. Eram la unul dintre cele mai bune licee din Arad. Eram ultimul din clasă, dar aveam media foarte mare, deci mă duceam când apucam la școală și m-au înțeles profesorii, doar că la un moment dat, na, nu mai puteam să rămân acolo, pentru că acolo trebuia să fiu zi de zi și la liceu sportiv îți permitea să mai lipsești, pentru că erau turnee, erau cantonamente, erau... am fost talentat, să spun așa, nu cel mai talentat din ăsta, dar am fost foarte corect și muncitor. Și mi-a zis taic meu, domnule, fă până la 30 de ani sau până la cât poți să joci și după aia ai timp să faci toate lucrurile care nu le-ai făcut atunci, te distrezi. Într-adevăr, nu sunt lucrurile la fel pe care le făceam, le-aș fi putut face la 18 ani, 17 ani, dar fotbalul și sportul în general cere sacrificii mari. Eu n-am avut sărbători, n-am avut vacanțe, n-am avut nimic. Acum mă bucur de mare și de asta, că în rest mă duceam la mare când aveam liber o săptămână și prindeam 3 zile cu ploaie. Păi și de ce? Atunci ai... De ce mi-a... Pentru Cât că de mi-a mult plăcut. să-ți La un moment dat placă încât m-a să... ambiționat un lucru, că mă duceam oriunde cu taică-meu sau cu cineva și zicea, uite, ești băiatul Luțu Cudea, am fost fotbalist, mă muream. Și atunci a zis, bă, o să joc fotbal până o să zică că la taică meu, bă, tu ești tatăl Luțu Cudea, fotbalistul și așa, la un moment dat și, da, îți dai Îți seama, zice cineva păi asta tatălui normal, tău? da, păi așa, este tatăl Luțu Cudea, fotbalistul. Și atunci îți dai seama că există și eu, așa și o mândrie în același timp. Dar la faceri, cine sau cum ți-ai dat seama că ai fler? Păi, cam Atunci... fler, că le aud toată ziua acolo, nu neapărat trebuie să fii născut, adică să fii născut pe afaceri. Le prins din zbor, că nu toată lumea se naște afacerii sau... Mai știi de câte te ocupi sau câte ai? știu, acum fiecare cu... Noi Nu pot să mă bag să mă duc peste te-am taică pus... meu la mobilă pentru că trebuie să iau treptat. Acolo e farmacie, tot e pus la punct, poate să pleci un an și fabricile merg în continuare. Dar sunt anumite domenii în care suntem noi pe piață, și, adică noi pe piață. Afacerile noastre sunt noi și n-am avut experiența și e bine să le prind de la început ca Ce ai să adus tu știe. nou în familia Țucudean ca și afacere? Poftim? Ce ai adus tu nou în familia Țucudean ca și afacere? Păi, nu n-am Ai adus ca, ok, nimic, am că nu văzut... pot să vin eu. Le facem împreună, cu idei și cu idei Da. mai tinerești, așa am venit. Bine, am spaul acela care... Bine, acum te plimbi la unul și la altul și vezi ce îți place de acolo, iei și duci la tine. Dar sunt multe, uite, acum avem cu crama. Avem crama Maximar, după numele băieților. Și am început cu o casă, în care am luat-o în zona de deal de vii și de bunicul meu, domnule, avem casă aici și nu avem și noi un hectar, două de viță de vie, că e zona de 1000 de ani se face vin aici. Așa, am luat 2-3 hectare și de la 2-3 hectare am ajuns la 100 și de la 100 ce facem cu asta, că așa, hai să facem vin. Și de acolo am pornit, hai să facem o cramă. Și am găsit-o acolo, a fost un palat acolo, o casă din
foarte, foarte veche, în care veneau scriitorii români, maghiari, și să aibă inspirat să bea acolo un par de vine, o pivniță are vreo 400 sau 500 de ani. A dormit și regele Ungariei acolo și a fost o legendă în care Austro-Ungarii au lăsat aur. Și cu timpul tot au avut-o unii și alții cumpărate și ultimul ce a zis? Hai să găsim aur. Și a dărâmat-o bucată cu bucată să găsească aur și a rămas doar pivnița acolo, care pivnița este superbă, este, n-are un pic de mucegai, e extraordinar făcută. Și deasupra au rămas doar două coloane. Și vrem să facem acolo un castel. Vrem să facem un castel acolo cu de toate. Cramă avem lângă, deci la 300 de metri distanță și asta. Pe vremea lui Ceaușescu era acasă, de asta mai făceau chefuri. Știu că și mi-a povestit bunicul meu că și el a fost odată acolo prin 80 ceva. Acolo la chefuri, mai marii partidului făceau. Ai degustat vinurile? Ale mele? Păi în fiecare aproape zile. Ce tipuri sunt? Păi avem roșu, alb, roze. Avem mai multe soiuri. O invit odată acolo să vedem. Și care e preferatul tău? Roșu. Merlot. Îmi place. Deși noi avem acolo în zonă, doar la noi se poate. Avem DOC-ul, mustoasă de măderat. Că la noi e exact măderat zona și e unică în lume. Numai noi putem să o facem, cum e amaronele în Italia, așa suntem noi cu mustoasă de măderat. E un soi mai acid și are, e diferită. Cum se numesc? De... premii, medalii sau cum? Se merge cu aceste soiuri internaționale, nu? Se trimite la concurs și o să mergem. Am mers la aici, am luat o medalie pe un cupaj, pe un vin roșu. Deci ai trofee și pe afaceri, nu numai... O medalie de aur acum, așa ușor, ușor... E greu să intri pe piață pentru că e diferită față de... Depinzi de mai mulți factori. Care a fost? Depinzi de ospătarul care îți vine la masă, nu? Și dacă te pui la masă și tu vii să bei un vin alb și el vine și îți povestește și zice are interes să-ți vândă vinul acela, te face să bei al meu. Auzi, dar primii tăi bani câștigați de tine, așa, când au fost? Cu ce au fost? Câștigați de mine? Eram la junior, la Atletico. Nu primiți de buzunar, așa? Nu, câștigați la Atletico. Erau obligați să ne plătească, pentru că ne pierdeau ca și jucători, trebuia să avem un contract. Țin minte că pe primii și primii bani am avut 100 de euro pe lună. După aia 200 în următorul an și în al treilea an 300. Ce-am făcut cu ei? Mă crezi că nu mai știu. Nu mai știu ce mi-am cumpărat. Dar... mă bucuram când mă duceam să-mi dea salariu, ne suna, hai să vă luați salariu, mamă, eram... Păi stai puțin, păi că tu oricum... De la 18 ani eu nu am mai luat niciun ban de acasă. N-am mai cerut niciun ban de acasă. Sunt pe cont propriu. Adică nu suport să-mi zic, ok, au bani, au familia, are bani, dar la un moment dat când am ajuns și am câștigat, de când am plecat în Anglia, am dus și eu bani acasă și am investit. Și... dar erau răutăcioși poate cu tine colegii până la 18 ani, mă gândesc că veneai te privesc altfel cu altă mașină, te tratează, alte... da. Mașinile sunt luate pe firmele mele, deci nu pe ce produc firmele mele. Că se ocupă familia și asta e partea a doua, da. Nu m-am dus la bunicul meu să-i cerșesc, ia mașina aia că vreau să ăsta. Nu, m-am zis, uite, vreau să-mi iau mașina aia, ce zici? Da, nu, se poate, nu se poate. Eu am condus un A4 manual. Când am luat permisul, n-am sărit direct în Ferrari sau nu știu ce. Am condus un an. Dar Dacia 1310 n-ai prins, nu? Da, am condus și Dacia 1310 și Dacia Papuc și toate. Și, adică nu mi-a fost rușine. Și tractorul știu să-l conduc, deci păi nu asta sunt. Nu mai cred. Dacă-ți spun. Ai deci și permis? Da, am permis, dar pe câmp nu trebuie permis. Nu știu, de toate se fac, adică sunt, nu sunt ăsta crescut cu lingurița de argint. Da, ai avut, sau ai simțit țin când minte dau... că eram la strand la mine acolo și erau full de comenzi și nu făceau față. Să... mă duc frumos și am luat farfurile, am debarasat, deci nu mi-e rușine să... deci sunt un om normal, adică nu sunt... Ți-au spus poate și, bă, nu știu, președinți de club sau alea, ai mă, stai să-ți cer banii, când ce-ți trebuie ție banii acum, lasă, mai așteaptă? Nu mi-au zis în față, dar probabil așa gândeau. Nu, n-am avut. Sunt un tip care îmi place odată respectul și să fie corect. Cum sunt eu. Eu sunt corect. N-am
nu vreau să fur pe nimeni sau... Știu că am de pierdut de multe ori, dar nu caut să... Eu nu-mi plac oamenii perverși. Și nimănui nu-i plac oamenii perverși. Păi și ți-ai găsit domeniul în fotbal. Perfect. Dar știam ce mă așteaptă. Deci, nu... Da, atâta timp cât sunt corect cu mine, că pe la spate și eu, partea a doua, da. N-au curaj să-mi spună în față anumite lucruri.